Salut, vreau să prezint un mic generator portabil. Deci avem un condensator de putere, mai multe module cu ieșiri USB, doi acumulatori, 3,7 V, un ridicator de tensiune. Ca să vedeți puterea generatorului, fac un mic test. Se vede, da? Deci avem trei ieșiri USB care putem face încărcări la telefoane și la alte menuri. Folosesc un acumulator extern, pentru ce o să vă arăt imediat. Deci prima dată să vedeți aici căturca. La 24 intră releul și declanșează. Nu-i dă voie să urce mai mult. E setat pe 24 de volți. Deci putem face încărcarea acumulatorilor direct de aici. Da? Deci vom folosi toate trei ieșiri pentru a încărca. Deci vreau să vă uitați ca să aveți idee cum e. Dar nu asta vreau să vă arăt. Vreau să vă arăt un lucru simpluț. Deci le scoatem ca să ducă la 0 și vreau să vă arăt. Deci de la 3 volți, de ca să scoată asta de De la aceștia 3 V, folosesc ridicatorul de tensiune pentru 12 V. Cineva o să zică, a, LED-uri. Nu LED-uri. Voi folosi un ridicator de tensiune de la 12 V la 220. Deci testul îl facem și cu becul. Se vede, da? Ca să nu fac vreun scurt pe aici, că nu vreau. Da? Deci avem un bec pe 12 V. Îl oprim pe ăsta și altceva vreau să vă arăt. Cum își face auto-încărcarea. Deci ca un generator pe impulsuri. Deci licăre, o să oprească, totul este mort, da? Vreau să vă arăt
un mic impuls dându-i cu generatorul sau astea două generatoare care le am, el începe și face autoîncărcarea singură. Deci l-am oprit, da? Deci atenție mare aici. Arată cum scade. În momentul când o să arate 5,5, arată încărcarea dincolo. Deci hai să facem așa. Ca să vadă mai bine. Deci urmăriți aici și aici. Urmăriți aici și aici și pe LED. Se vede bine, da? Deci urmăriți aici, aici și aici. Asta se vede mai slăbuț, dar nu contează, oricum se vede. Da? Hai să-l acopăr pe altul. Se vede imediat. Se vede, da? Cum se aprinde? Deci e un generator de impulsuri. Își face autoîncărcarea. Asta putem folosi pe 12V, cum e setat acum. Dar vreau să fac, din 3 volți am făcut ridicator de tensiune la 12 volți și voi folosi tot un ridicator de tensiune la 12 la 220. Deci tot secretul aici e condensatorul. Deci pur și simplu să faci întoarcerea în condensator, condensatorul dă impulsuri, să faci autoîncărcarea în acumulatoare. Nu știu cum să-l țin ca să arăt cât de cât. Da? Deci se vede mai bine, da? Hai, să vă arăt aici. Da? Deci avem 5,5 din acumulatorul extern. Scade. În momentul când scade, se face încărcarea în condensator. După, din condensator, se face autoîncărcarea în acumulatoare. Bucla de întoarcere, ca să-i spunem mai exact. Deci, prin simplu impuls care nu înțelege, deci ați văzut când am arătat, era totul mort, nu arăta absolut nimic. I-am dat un impuls condensatorului cu astea două generatoare, da? Și atunci a pornit tot sistemul. Mai facem testul încă o dată ca să nu zică careva că e fals. Condensatorii sunt foarte bune, să ai de putere foarte mare. Deci haideți să vă arăt, să vedeți cum totul se duce pe zero. Da? Deci totul scade.
E mort. Facem testul încă o dată. Ca să nu spuneți că folosesc acumulatorul extern pentru chestia asta. Deci ăsta va indica că are un cablu de dat în el și la un moment dat se va opri, se va stinge. Deci totul e mort, da? Ok. Să vă arăt un mic impuls dându-i cu generatoarele. Și ajunge. Tot s-a cerut condensatoare pentru free energie. Aveți aici impulsul respectiv. Se vede clar, da? Deci ca să vadă și pe display, să vadă și pe chestiile astea. Țin așa să cuprindă tot. Da? Deci se vede autoîncărcarea. Se vede și aici. Se acoperă LED-ul respectiv. Uite, și ăsta altul. Ăsta e pentru aia 3V. Și cum am zis, ridicator de tensiune de la 3V la 12V. Aici voi folosi un ridicator de la 12V la 220. Condensatorul este de putere foarte mare. Hai să încerc să vedem cum pot să arăt. Sper că se vede, da? De 47.000.